Salutare lume, bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de UHC Survival. Astăzi revenim, da. Și după cum puteți vedea, Edi a făcut o podea minunată aici cât am fost eu AFK. Da. Oh, văd că ai săpat și un tunel. Da, am zis să facem gen o mică da, strip mining. O să avem nevoie de un pic de strip mining, dar speram că poate găsim. O să-l facem, în mare parte off camera. Episodul ăsta s-ar putea să vedeți puțin strip mining pe la sfârșit, până adică la început o să terminăm casa acum. Ce mai avem aici? Ia să vedem. Pereții din ce îi facem? Nu știu. Putem să-i facem chiar din cobblestone. Ar arăta binișor pentru o peșteră așa. Ia, stai două secunde. De noi te punem așa. Sau putem face din ăsta, uite. Auzi? Uite. Ori da, asta. Dar n-avem destule. A, ba da, uite. De fapt. Cum sunt eu? Uite, dă-asta aici, alb. Sau dacă vrei, dă-asta. Uite, stai să vedem da, cum arată asta. Da, bine că mă sună asta. Toată lumea mă sună când vreau să filmez. Uite, uite, ce zici de asta ca perete? Asta mi se pare mai ok. Uite-te, jos aici. Stai puțin. Zi. Asta. Nu, parcă aș pune cu andesită din asta sau granit. Asta? Sau asta? Uite. Alege. Ce ar fi să facem o combinație? Ăsta cu ăsta. Care? Cu ăsta. Alea două? Astea două. Ok, păi atunci ne trebuie de ăsta alb. Și ăla mai... Am luat eu granitul. Ok. Sunt foarte, foarte mișto blocurile astea. Chiar... Începem de aici, așa, peretele, nu? Da, probabil. Nu știu de unde ești, unde ești tu, da. Uite aici. Mamă, știi cât e aici, frate? Facem aici genunchi, pere. A căzut gravel în cap, care era șansa? Ai luat damage, nu? Doamne, da, am luat damage. Am o inimă pe mine. La fel ca mine. Las că o să găsim noi gold în curând și nu e problemă. Stai să vezi că mergem în Nether, acolo o să fie baie. Da, acolo o să fie super hardcore. O să avem nevoie de niște diamante ca să ne pregătim. Mamă, dar cât e aici, frate? Îmi place chestia asta aici cum e făcută. Așa o să pun și eu astea. Care? Pac, pac, uite așa. Oh. Mamă, dar arată mișto rău blocul ăsta. Care? Ăsta așa. Andesită sau granită? Amândouă, granitul. Granită. Granită, da. Bă, dar s-ar putea să n-avem destul într-adevăr. Dar mă rog, așa provizoriu. Cum să n-avem destul? A, gata, ia uite ce am, cât am găsit eu. Uite aici. Uite ce e aici, mă. Wow, aleo. Și am luat de la alb, cum îl punem pe ăla? Păi, nu m-am gândit la asta. Păi, facem un fel de mozaic sau facem pe linii, știi? Punem o linie albă în mijloc. Îți arăt imediat ce vreau să zic. Putem să facem dai, gen, uite. Andesita. Fie de. Dai, seara ce vreau. Mamă, dar chiar că sunt o grămadă din blocurile astea. N-ai cum să duci criză. Uite aici, mă. Să duci criză, auzi, să duci lipsă. Gen așa? Îți place? Da, ăsta e mozaic, nu? Da, merge. Hai că eu am găsit puteam un... și un tac. Fel de linie, dar merge și așa. Punem și aici. Aici și... Ar fi ăsta sus, cred. Da. Da, da, sus și în mijloc. Asta. Și... Da, bun. Perfect. Și apoi continuăm așa. Așa. Mai mergem o linie în spate. Da, hai încă o linie în spate. Bă, fraților, sperăm că vă place seria. Sperăm să apăsați pe butonul de like ca să ne arătați susținerea și dacă aveți idei normal, despre normal, ce am putea face pe aici, puteți să ne sugerați. Pune și tu blog. Două secunde. Că tu ai blocuri de alea. Pune unul aici sus. Aici. Așa. Bă, cred că ar trebui să mai facem un... Sau... Pune în mijloc jos acolo. Hai, vino, vino să pui. Așa și aici jos. Yes. Or. Bine că nu prea contează design așa mult acolo. Perfect. Dar să fie așa. Mai trebuie un poate, cred că o să mutăm furnalele de aici, nu știu.
Poate le punem în altă parte, ia să vedem. Păi stăteau bine acolo, după mine. Uite aici. Așa, chesturile sunt puse prea în față, le mutăm, facem altfel, facem o casă, o cameră de chesturi, ceva. Dăm și mie niște iron, că nu mai am pickaxe, trebuie să-mi fac. Asta se rupe. Hai să-mi fac și eu voi niște. Mamă, dar avem iron acum. Grămadă. Nu mai avem ce să facem cu el. Așa se întâmplă, la început îți trebuie iron, după aia nu-ți mai trebuie iron și îți trebuie diamante, după aia nu-ți mai trebuie nimic. Hai să ne culcăm. De cât te înceant. Cred că e noapte, da, e noapte. Bă, arată bine până acum, arată decent. Arată decent, da, și deasupra să punem o linie de... Putem să punem... De ce a mai rămas din aia de... Po, andesit ăsta, așa? Andesit, da, din ăsta. Ok. Punem deasupra. Am fost inspirat să iau bărciud. Bun, și cum facem? Bun. Hai să vedem, mutăm. Ușa ar trebui să vină undeva aici. Ca să fie pe centru, să nu fie nimic asimetric. Centru, să zicem că e la crafting table-ul. Da, centru e crafting table-ul. Asta sunt. Mai ocupă-te tu de pereți, ia așa. Te-am dat blocuri în spate. Ia să vedem. Unde să stea? Bun. Bun, cred că nu mai prindem strip mining oricum. Deci da. Să terminăm casa. Da, da. Bun. Desigur, dacă aveți niște idei, dar idei practice, nu din astea de design, adică vine scheletul, fugi. Oh, fuck. Stai, pitește-te, băgate-te în perete. Stai, că am eu o idee. I-am dat hit. Eu i-am dat hit. E low. Ăla-i, mă! Așa. Adică stai să-și dea că vine schimb. Idei practice, tocmai ce vreau să zic, idei practice ca să ne fie mai ușor să supraviețuim, să nu ne speriem că vine orice schelet așa după noi. Bine, că oricum punem ușa și... gata. Cred că o să trească să facem ușă din iron. Posibil, parcă pe hardcore sparg ăia ușa, nu? Da, pe hardcore sparg ușa. Nu e bine. Păi da, da, ușa de iron cât o fi de Hulk ăla, zombiu, tot n-o sparge. Hai, termină și tu peretele. Stai că mai făceam aici la podea, că nu pusesem peste tot. Dă-mi atunci să termin eu perete. Ia de-astea, hai că... Ia și andesita. Perfect. Ah, diorit, doamne, le încurc. Da, andesita e aia mai... Mai închisă la culoare, care seamănă cu capul. Cred că... Da, nu trebuia să continui. Aici trebuia să... Dă-te! Mamă, ce era să-ți dau una în cap. Nu te mai băga în față. Păi, dar nu-mi dau una în cap, te rog eu frumos. Te stai așa să văd unde-ai vrea tu să fie ușa aici. Putem să punem... Da, ușa aici. Hai că o fac eu de iron, da? Da, pot de iron. Cum se face o ușă? Ah. Lemne, nu mai știi să faci ușă. Ok, și acum aici, cred. Așa. E ultimul nivel. Aș mai putea... trebuie să mai pui un rând de podea. Oh, dude. Aș putea să fac chiar 3 uși. Să pun gen. Știi? Nu pune 3, pune doar una. Ok. Una. Și ce trebuie? Un pressure plate, parcă. Un pressure plate, da, ca să nu mai deschidem noi. Dar eu aș sugera buton, că intră mobii cu pressure plate. Păi nu, pressure plate afară. Pune și înăuntru. O manetă. Pressure plate-ul înăuntru. Ah, ok, e bun. Și asta e că aici aș vrea eu să... să fac o chestie. Îmi place cum e ușa aici. Și ești pe ușă și pitch in goes. Păi aia vreau eu să... Te duci in goes. Bun. Bă, eu zic că arată decent. Nu suntem noi cine știe ce cu construcțiile. Adică ați văzut și voi. Păi noi nu vrem acum să facem construcții. Mamă, da. Mi-e dor de casa mea de pe Titanic. Ce amintire atunci. Ce casă de căcat.
frate. Cel puțin exterior, frate, era un băț mare, știi? Nu, nu, aia era prima, aia era prima, dar a doua chiar vreau să o fac cum trebuie. Da. Eu știi că prima casă niciodată nu vreau să o fac cum trebuie, pentru că vreau mai întâi să-mi strâng resurse. Da, păi cam aia, îți trebuie un adăpost, am zis eu bine. Un adăpost, da. Bă, hai să punem torțe pe aici, că mie că iese urât. Dar mai am bețe. Ai și tu torțe? Da, am torțe. Perfect. Bun, păi dacă e așa, atunci continui aici. Pac, aoleu. Nu cu de-ala. Mai vrei? Da, am încurcat. Am. Ceva nu-i bine. Ce nu-i bine? Nu știu. Dacă totul e simetric, ar trebui să fie ok. Bă, ia că am și eu niște cables. Să pun pe aici. Pam, pam. Pam, pam. Stai puțin. E dubioasă chestia. Am greșit eu ceva? Nu știu. Tu nu, n-am greșit nimic, așa mergea. Ok. Continuăm așa de aici. Și aici mai am de asta. Pam. Da, nu e chiar așa simetric cum ne așteptam. Ba da, e foarte simetric, ia uite. Da? E perfect simetric. Bun. Nu știu, aici mi se pare dubios. Uite. Unde? Aici. Acolo, da, și mie mi se pare puțin dubios, pentru că vine aia jos acolo. A, și aici practic, uite bă, era în mijloc aici. Ba da, mă, e puțin dubios. Ți-am ba zis? Nu, pentru că vine jos, nu e nimic dubios. Ia, câte de-astea am făcut, deci una, două. Una, două. Ok. Ia hai că arată asta. Bine, pe, bă, noi cum intrăm înapoi? Da, stai să fac mult. Eram închiși acolo. Stai să fac, cum se face lever-ul, frate? Chiar nu mai știu. Bă-ți cu cable să-mi parcă. Am da, un lapsus, dar chiar gata, știam gata. La un moment dat. Chiar știai, pe cum n-ai să nu știi. No, bun, ce să le trebuiască să le mutăm un pic mai în spate? Am mutat și paturile, iau-te. Arată bine, nu? Cum stau aici. Stai puțin. De ce e acolo așa? Unde? Ce? În dreapta e diferit. Aici, frate. Ba, nu. De ce sunt aici două blocuri puse? Ne-am grăbit? Da. Nu, hai că reparăm. Nu-i nimic. Bam. Uite ce nu-mi place mie să mă grăbesc când construiesc. Mă grăbeam că chiar vreau să-mi iau niște resurse. Să încep strip mining-ul. Ia să mai fac eu niște de-astea. Uite, am reparat, e ok acum, nu? Nu e prea ok. Ba... De ce n-ai... Ba... Stai puțin. Ba, e știu cum reparăm. Okay. E ok, măi, la fel. E ok, dar trebuie să luăm chestul ăsta să-l mutăm. Aia da, știam. Vezi că o să sară itemele. Lasă că-l pun aici, fac. Și în centru o să punem... Pune-le mă mai în spate, ești nebun. Pune tu. Așa, muncesc aici. Stai să-mi pun toate itemele aici, că... Nu cred că avem loc. Îmi spare nici asta. Uite, cut. Ok, le punem grămadă și le ordonăm noi, dacă e pe urmă. Așa, aici mai avem. Gata, eu o să-mi iau mâncare, am mâncare, sticuri vreau să-mi iau și mă wow, duc jos. Ce de item? Aparent o să, nu o să prindem, în episodul următor strip mining, dacă doriți, nu uitați să lăsați în comentarii. Stai așa, strip și eu asta aici. Ca să știu și eu dacă lumea dorește să vadă strip mining, pentru că e un proces destul de plictisitor prin care găsim resurse. Așa că, da. Ne vedem în următorul episod și nu uitați de like dacă v-a plăcut. Stai bă, stai să termin și asta. Eventual să spuneți și prietenilor despre noi, dacă vă place.
Da, alea. Și am găsit o chestie aici. Ce ai găsit, mă? O chestie, dar chestia asta o vom explora în episodul următor. Ai terminat acolo? Ce vrei să termini? Oarecum. Stai așa să... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mai cu talent, mai cu vlagă. Stai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și aici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da. Bun. Lăsați că îl fac eu frumos acum. Off camera o să mai pun două blocuri, nu mai mult. Și da, cum a spus și Vovo, ne revedem în următorul episod. La revedere! Pa, pa!